Salutări, tocmai am tăiat porcul, este ora 4 după amiaza și noi am terminat și cârnații. Jumările sunt pe foc aici lângă mine, trebuie să am grijă de ele. Totul pentru cartaboș a fiert, totul e ok, mai avem de făcut cartaboșul, de scos jumările și gata cu porcul. Și vreau să vă pun astăzi la masă cu voi, la masa discuției, ca să zic așa, și să abordez un subiect puțin mai complicat, să zicem, în mentalitatea noastră și la noi în țară. Există multe, multe preconcepții, cum că dacă te întorci înapoi în țara ta, o să fii muritor de foame. Dacă te muți la țară, o să fii muritor de foame, nu o să ai la cine să vinzi, nu o să cumpere nimeni de la tine. Îți trebuie mulți, mulți bani ca să faci ceva la țară, îți trebuie mulți bani constant ca să faci ceva la țară. Toate chestiile astea sunt niște mituri și pur și simplu existența mea și existența noastră demonstrează că sunt niște mituri. Și vreau să-ți zic de ce ai nevoie ca să reușești ceva la țară. Ai nevoie de încredere. Și în momentul în care ai încredere în tine că treci peste orice, dar apoi chiar vei trece peste orice și toate vor veni către tine. În afară de încredere, mai ai nevoie și de un mic capital de început. Noi am început cu în jur de 30.000 de lire, jumătate i-am investit în casă și jumătate i-am investit în animale. Iar de acolo ne-am trezit fără niciun ban și trebuia să producem noi ceva, neapărat, ca să ne întreținem. Altfel trebuia să plecăm înapoi. Iar din punctul meu de vedere, nici măcar nu se pune problema să ne fi întors înapoi, așa că nevoia te învață. Și știi ce te învață nevoia? Nevoia te învață să-ți deschizi mintea, nevoia te învață să înveți vânzări, nevoia te învață să înveți marketing, nevoia te învață să înveți cum să lucrezi cu rețelele de socializare, căci în vremea asta trăim a rețelelor de socializare. Nevoia te învață o grămadă de chestii. Și până la urmă ajungi la concluzia că de la țară și la țară poți face atâția bani cât mintea ta poate duce. Totul ține de mental, nu ține de clienți, că sunt clienți, că nu sunt clienți, că prețurile sunt ieftine sau că prețurile sunt scumpe, că puterea de cumpărare a pieței, că România e săracă sau e bogată sau chestii de genul. Nu! Acestea sunt chestii absolut irelevante. Totul ține de mental, de mentalitate și de cum gândim noi. Și mai ține de o chestie foarte, foarte importantă, de un factor foarte important, care pe mine întotdeauna m-a ajutat și m-a ținut pe drumul cel bun și mă ține în continuare pe drumul cel bun, că acel factor este trebuie să dai la lume mai mult decât iei de la ea. De aceea sunt darnică cu tot ceea ce ține de informație și nu numai. Pentru că sunt aici să dau, sunt aici să inspir, sunt aici să ajut. Și acesta este singurul mod etic. Singurul mod etic și de bună credință și de bună morală în care putem prospera cu toții. În momentul în care dăm bucățele din noi și la alții, și îmbunătățim și viața celorlalți prin ceea ce suntem noi, prin ceea ce facem noi, prin ceea ce transmitem noi. În momentul în care noi dăm mai mult decât luăm, ei, atunci va veni din alte părți la noi înzecit. Deci înzecit. Sunt oameni, sunt familii care au pornit de la două familii de albine. Și acum poate au 2, 3, 4, 500 familii de albine și au ridicat case și au ridicat afaceri, începând cu acele două familii de albine în România. Deci credeți-mă că se poate. Florin vrea să-mi strice video! Da, Florin vrea să-mi strice inspirația. Da, ziceam că se poate. Se poate orice ai face. Chiar dacă faci conserve, chiar dacă ești tâmplar. Chiar dacă ești zugrav, chiar dacă, nu știu, croșetești și împletești pentru că ai probleme cu picioarele și nu poți să grădinărești sau să ții animale. Orice se poate și nu vând iluzii. Important este să credem noi în noi. În momentul în care noi credem în noi, nimic nu mai este o iluzie, totul devine o realitate.
ăsta este credința mea, ăsta este crezul meu, eu în asta cred. Citesc despre dezvoltare personală și despre dezvoltare spirituală încă de la 19 ani, încă de când eram pe băncile școlii. Am început cu filmul The Secret și am continuat după aceea cu Krishnamurti și cu Osho și cu toți alții. Cu unii am fost de acord, cu alții n-am fost de acord, dar am învățat, sper eu, de la fiecare câte puțin și recitind cărțile, mai ales Eckhart Tolle, dacă l-ați citit, că îmi cereați o listă cu cărțile mele pe care le citesc, citiți-l pe Eckhart Tolle, Puterea Prezentului. Dacă mă apuc acum și le citesc iarăși, de multe ori mă apuc și le citesc iarăși, găsesc cu totul alte înțelesuri, găsesc cu totul alte sensuri, pentru că și eu sunt alta ca persoana care am început acest drum la 19 ani. Întotdeauna este loc pentru mai mult, întotdeauna este loc pentru mai multă dezvoltare. Viața din noi cere dezvoltare. Viața, natura, pământul este în continuă dezvoltare, deci și noi suntem în continuă dezvoltare. Practic nu ne putem sustrage de la această dezvoltare. Important este ca odată ce noi ne dezvoltăm, să-i ajutăm și pe alții din jurul nostru și să dăm mai mult decât luăm de la alții. Asta este foarte, foarte, foarte important. Așa că eu sunt aici să vă zic să credeți în voi. Credeți în voi, faceți pace cu voi, învățați, dezvoltați-vă personal, spiritual, învățați marketing, învățați vânzări, învățați să fiți oameni mai puțin mai buni decât ați fost ieri și toate visurile vor deveni realitate. Credeți-mă că vor deveni realitate. Pe data viitoare!